Cu câțiva ani în urmă, în Parcul Național Kruger a fost observat un ghepard fără coadă. S-ar părea ce mare treabă, în sălbăticie se întâmplă multe. Îngrijitorii nu știu exact cum a primit ghepardul acea traumă. Coada putea să nimerească în capcana vânătorilor sau ghepardul a fost rănit într-o luptă cu un predător mai mare. De exemplu, cu un leu. Și necătând la asta, animalul a reușit să supraviețuiască, iar ăsta este un caz într-adevăr unic. Chestia este că flexibilitatea coloanei vertebrale și a cozii ghepardului sunt unicale printre feline. Este literalmente una dintre garanțiile supraviețuirii în sălbăticie. Coada lungă și musculoasă a ghepardului lucrează ca un volan, ajutându-o să-și mențină echilibrul în timpul urmăririi, când ghepardul se deplasează pe suprafață după pradă. Animalul dă din coadă înainte și înapoi, ceea ce îl ajută să țină pasul cu mișcările prăzii și să facă viraje bruște. Cum va putea ghepardul vâna dacă va pierde capacitatea asta? Și funcțiile importante ale cozii nu se termină aici. Studiile au arătat că coada este un fel de dispozitiv de semnalizare pentru pui. Îi ajută pe micuț să urmeze pe mama, traversând câmpiile cu iarbă înaltă, fără să o piardă din vedere. Și iată că supraviețuirea ghepardului fără coadă este o încercare în tot sensul cuvântului, atât pentru predator în sine, cât și pentru puii lui. Cât de mult poți să duci în așa condiții? Este o întrebare fără răspuns, deși desigur că animalele își pierd membrele în sălbăticie. Unul dintre exemple este leopardul de zăpadă cu 3 membre, care trăiește undeva în munții Mongoliei. Uimitor, animalul tenace a fost observat cu câțiva ani în urmă. Cercetătorii n-au înțeles din prima ce e în neregulă cu leopardul, dar injectându-i tranquilizante și apropiindu-se suficient de mult, aceștia au observat că laba din față era smulsă de la jumătatea umărului, să zicem așa. Nu sunt prea sigură cum anume se numesc părțile corpului ale leoparzilor. Pe spatele animalului au fost găsite și urme de gloanțe, iar laba se pare că a fost smulsă în urmă cu mai puțin de 2 luni. Rana încă era sângeroasă și sfâșiată. Cauza exactă a acestei răni nu este clară. Dar mulți consideră că totul e ca de obicei și vinovate sunt capcanele sau oamenii care le-au pus. Probabil că leopardul și-a smuls laba încercând să o elibereze sau rănirea de la capcană era atât de serioasă că laba pur și simplu a căzut de la sine. S-ar părea că niciun predător n-ar fi supraviețuit cu o astfel de rănire. Cu toate astea, datele de pe gulerul leopardului de zăpadă au arătat că nu de mult s-a mutat lângă un orășel de mineri. Se pare că i-a devenit dificil să vâneze în sălbăticie pe 3 labe, așa că a trecut la ținte mai ușor de vânat, adică la animale domestice. Asta a dus la faptul că păstorii care își protejează turmele au început să tragă în el. De acolo și urmele de gloanțe. Din fericire, niciun glonț n-a atins ținta, ci doar au zgriat animalul. Încă o poveste destul de inspirată despre un predător cu 3 labe s-a întâmplat în Iran în anul 2022. Un leopard rar anatolian a fost găsit cu laba rănită. Veterinarul care a ajuns la locul de față a examinat starea animalului și a ajuns la concluzia că leopardul a petrecut în capcană circa 10 zile și a pierdut mult sânge. Laba rănită a fost decis să fie amputată. Capcana a rupt oasele, mușchii și tendoanele, așa că nu se putea spera la recuperare. Din fericire, leopardul a început să-și revină rapid după operație. Dar oare poți supraviețui în sălbăticie doar pe 3 labe? Animalul e mai bine să fie plasat în zoo sau în vreun adăpost pentru pisici sălbatice, nu? Nu, aceasta nu este chiar cea mai corectă soluție. Pentru noi, oamenii, pierderea unui membru ne pare o problemă adevărată, chiar tragedie, dar la animale totul e aranjat puțin diferit. Când ai 4 membre, pierderea unuia dintre ele nu e atât de groaznică. Lumea e plină de exemple de căprioare cu 3 picioare, lei, tigri și alte animale care prosperă în sălbăticie fără interferența oamenilor. De exemplu, în 2007, în Anchorage, Alaska, a fost observată o femelă elan care hrănea un pui mare și sănătos. În același an, niște camere din pădure au capturat un tigru zdrav în Sumatran cu 3 membre. În Parcul Național Tesonilo din Indonezia. Dar chiar și câinii, atunci când au lăbuța rănită, o ignoră și pur și simplu nu calcă pe ea, de parcă 3 membrele sunt destule. Înțelegeți despre ce vorbesc? Animalele pot să experimenteze ceva ce oamenii nici măcar nu-și pot imagina.
În laguna Marlow, în Australia, a fost găsit un șarpe boiga. Ceva sau cineva l-a rănit atât de tare că inima șarpelui literalmente a căzut din corp. Serios, a târnat pe o pereche de vase. Puteai să vezi cum bate. Veterinarul a făcut o operație dificilă și a spus că șarpele își va reveni. A mai zis că fără ajutor acesta avea să trăiască o oră sau maxim două, nu mai mult. Organele expuse se usucă și mor. Imaginați-vă dacă asta avea să se întâmple cu un om. Să trăiești câteva ore cu inima afară și apoi să te recuperezi? Una ca asta e imposibil. Din fericire, multe animale au niște mecanisme de supraviețuire minunate și aceste mecanisme le permit să se simtă bine chiar și pe trei membre. În primul rând, capacitatea de a ține echilibrul. Deosebit de bune în asta sunt pisicile, necătând la mărimea și sălbăticia lor. Totul datorită cozii. Pierderea unui membru rareori împiedică animalul să se comporte natural. Pot rapid să-și regleze greutatea corpului și să găsească echilibrul. În al doilea rând, regenerarea rapidă, spre deosebire de oamenii care au nevoie de ani pentru a se recupera după pierderea piciorului, animalele revin la normalitate cu o viteză impresionantă. Cu condiția că restul organismului desigur că e bine. Un cățel poate să se plimbe fără probleme deja peste câteva ore după amputare. Și în al treilea rând, capacitatea de a te baza pe ceilalți, dacă animalul este membrul haitei. Restul membrilor nu sunt împotrivă să aibă grijă de ruda lor. Se împart cu mâncare, lucrătesc și chestii de genul. Ah, am uitat să spun. Important e care dintre labe lipsește la animal. Specialiștii susțin că animalele care și-au pierdut una dintre labele din spate supraviețuiesc mai bine decât cei care au pierdut-o pe cea din față, pentru că labele din spate sunt mai puternice și membrul rămas poate cu ușurință să reziste greutatea suplimentară. Pentru vulpi, lei, urși și alte animale care își folosesc în mod activ labele din față pentru a săpa, pentru a prinde prada, pierderea membrului din față este o amenințare reală pentru supraviețuire. Vulpile care și-au pierdut membrele din față nici nu sunt eliberate în sălbăticie că pur și simplu nu se vor putea hrăni. Oricum, cât de serioase nu ar fi rănile, nu veți auzi niciodată cum animalele sălbatice rănite se plâng sau gem. Vor face față acestui fapt pe cât posibil. Și cât animalele pot obține destulă hrană pentru a supraviețui, corpurile lor vor face restul. Dar cum rămâne cu rănile care nu sunt asociate cu pierderea membrelor? Nu de mult în largul coastei Spaniei a fost observată o balenă cu o notătoare. De la început părea că s-a încurcat în plasele de pescuit și o împiedică să înnoate. Dar când au reușit să o examineze din apropiere, s-a dovedit că animalul suferă de un defect al coloanei vertebrale și nu e clar de unde s-a luat acest defect. Din nefericire, din cauza dimensiunii balenei cu notătoare, care ajungea la 17 metri lungime, să placeze niște semnalizatoare și să evalueze mai precis starea a fost imposibil. Dar diagnoza aproximativă a fost pusă. Judecând după toate, balena cu notătoare suferea de scolioză, o curbură laterală anomală a coloanei vertebrale, care poate să apară atât la oameni cât și la animale. Inclusiv girafe, șoareci și chiar și șerpi. Doar că anatomia unei balene este specială. Coloana vertebrală a giganților submarini nu este prea predispusă la curburi, fiindcă aflându-se în poziție orizontală, e mai puțin încărcată decât coloana noastră care trebuie mereu să ne țină vertical. Cu mare probabilitate, curbura putea să-i apară balenei din cauza coliziunii cu o navă. De exemplu, coloana vertebrală s-a rupt și a crescut greșit sau poate n-a crescut deloc. Cine știe? Da, și așa ceva este posibil. În 2022, dronele au urmărit o balenă cu cocoașă care a notat 5.000 de kilometri cu spatele rupt. Probabil că de vină era la fel coliziunea cu o navă. Trauma n-a încurcat femeia să migreze însă. Și animalul, deși nu avea capacitatea să se miște din coadă, a notat atât de mult. În esență, tot ce a făcut este să vâslească cu notătoarele. Era foarte epuizată, dar oricum se mișca înainte. Deși, în mod clar, trebuia să se dea bătută și să moară. Scolioza nu apare neapărat din cauza coliziunilor cu navele. În 2005, în apele Columbiei Britanice, a avut loc un eveniment rar și uimitor. Pe lume a apărut o balenă ucigașă cu scolioză. Această boală a afectat capacitatea animalului să înnoate și să vânneze, două abilități esențiale pentru supraviețuirea în sălbăticie. Dar turma ei n-a lăsat ruda bolnavă, ci din contra, s-au adaptat.
balenele au început să înoate mai lent, au schimbat modul de vânătoare. Dar cu părere de rău, asta n-a fost de ajuns și balena cu scolioză a decedat. Și o astfel de dezvoltare a evenimentelor este evidentă, deși mai puțin tristă soarta acestei balene nu devine. Dar altă poveste pur și simplu m-a șocat. În 2019, pescarii din Marea Mediteraneană din sudul Sardiniei au scos din adâncuri din întâmplare un mutant. În plasele lor, printre sute de alți pești și o varietate mare de vietăți marine, a nimerit un rechin gol. Era un câine de mare, dar a apărut pe lume fără piele și fără dinți, deși oamenii de știință au raportat înainte despre numeroase cazuri de albinism și alte mutații genetice ale pielii rechinilor, toți acești indivizi aveau piele. Dar cel mai ciudat e faptul că acel rechin mutant trăia o viață destul de normală. Până când nu l-au prins de sigur că rechinul avea undeva vreo 3 ani, creștea într-un ritm normal și stomacul lui era plin de mâncare. Cum e posibil una ca asta? Adică să trăiești fără piele și să înnoți în apa sărată. Ei bine, analizele au arătat că rechinului îi lipsea stratul superior al pielii, deci prin urmare solzii tari care serveau protecției și îl ajutau să înnoate. Cu toate astea, rechinul vâna și-și umplea stomacul chiar și în lipsa dinților. Cercetătorii au găsit în intestinele rechinului 14 tipuri de hrană, cefalopode mici, crustacee și pești osoși. Toți probabil că au fost înghițiți în întregime, din cauza lipsei dinților. Probabil că această mutație a fost complet naturală. Sau poate că s-a dezvoltat sub influența poluării chimice a apei. Înțelegeți și singuri că nu putem exclude faptul că omul și-a băgat mâna aici. O traumă îngrozitoare a fost observată la o țestoasă verde. Bietul animal nu avea carapace. Asta era în contradicție cu tot ce știm despre carapacea țestoaselor. Carapacea nu este căsuța ei de unde poate ieși și unde se poate băga înapoi când vrea. Țestoasele nu pot trăi deloc fără carapace. Aceasta se contopește cu oasele animalului și să rogi țestoasă să trăiască fără ea e ca și cum ai ruga un om să trăiască fără piele. Iar omul totuși nu e un rechin în Marea Mediteraneană. Noi avem nevoie de pielea noastră. Nu e uimitor că țestoasele mor când sunt private de carapace, iar asta se întâmplă des. Ele sunt vânate pentru carapacea lor și pentru carne. Cum a reușit să supraviețuiască însă această țestoasă verde, nu e clar deloc. Probabil că fiecare regulă are excepțiile sale. Mai dese sunt exemplele țestoaselor care își pierd înotătoarele, dar continuă să ducă o viață normală. Uimitor, dar cercetătorii au descoperit că să prinzi astfel de țestoase în apă este la fel de greu ca și pe cele sănătoase. Ele pot să înoate cu aceeași viteză ca și celelalte, cu set complet de înotătoare, și se învață rapid să compenseze orice probleme cu mobilitatea. Primul caz de supraviețuire a unei țestoase fără înotătoare a fost înregistrat în 1992, când o țestoasă rănită a fost găsită cu două înotătoare smulse. Aceasta se ciocnise de un rechin și avea numeroase rând pe tot corpul. În ciuda acestui fapt, a fost vindecată și eliberată în sălbăticie peste câțiva ani, danecătând la lipsa a două notătoare. Și da, țestoasa s-a descurcat cu excelență. De atunci au fost înregistrate o mulțime de cazuri similare. După reabilitare, țestoasele înoată și cu două și cu trei notătoare, iar o ultimă soluție ar fi protezele. O țestoasă verde pe nume Hofish a fost prinsă într-o plasă pe undeva pe lângă malurile Israelului, la începutul anului 2009. Două înotătoare din stânga erau grav rănite și salvatorii au fost nevoiți să le amputeze. Înotătoarele se aflau pe aceeași parte, de aia fizic era dificil să înoate și oamenii i-au creat înotătoare de înlocuire. Au fost inspirați din aripile avioanelor militare americane. Curând, protezele au fost puse și animalul a reușit să se deplaseze liber prin acvariu. N-au îndrăznit însă să elibereze țestoasa în mare. Și nu, nu e unicul caz. Cu câțiva ani în urmă, în Thailanda, o țestoasă a primit o proteză în loc de înotătoarea lipsă din față. În general, se spune că și fără ea se descurca bine. Dar cu proteza a început să înoate mult mai vioi. Așa că oamenii au fost fericiți să ușureze viața unui animal. Prieteni, scrieți-ne în comentarii ce ați învățat nou din episodul de astăzi sau ce v-a uimit. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!